Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Bus Simulator 2018. De data aceasta am trecut eu mai departe, am făcut turele alea off-camera, să zic așa. Pentru că știți și voi, aveam de făcut să fac stațiile la level 3, am făcut doar o tură offline și off-camera și n-am mai stat, vă dați seama. Și am trecut direct la următoarele misiuni, am făcut și cursa aia pe care nu o făcusem eu bine, ratasem niște stopuri, am fost cam idiot, asta e. Hai să vedem ce ne rezervă acum misiunea asta nouă. Mi s-au mai deschis niște zone și dacă completăm aici în zonele astea, o să ni se deschidă zona veche, Old Town, cum ar veni, centru vechi, chestii. În fine, hai să vedem dacă vrea să ne intre jocul în meniu. Pentru că nu prea văd să vrea. The city is finally considering reopening the central bus station. That's all thanks to the hard work you and your team have been putting in. Congratulations. If they do give the go ahead, I'm sure it'll keep you busy in the weeks to come, replanning and adapting your network. We are currently negotiating with the Historic Monument Protection Office. O să vă las să auziți, dar nu vorbesc. Old Town Ring Road for public transport. And it looks like it won't be long before they agree. Deci, trebuie să cumpăr cel puțin 12 autobuze ca să pot deschide stația asta. Mamă, am doar 7 abia. Nu, acum știi cum e, o să mai cumpăr. Să fie 8. Mai cumpăr unul să fie 9. Și acum trebuie să mai jucăm. Route Planner, asta putem să facem. Generate Income, Central Bus Station. Central Bus Station. Asta e problema, pentru că nu avem stația asta. Și câte autobuze avem? Doar 9, mai ne trebuie 3. Da. Stai așa că-s curios, avem un Iveco aici. Mamă, cât e asta. Bă, dacă l-aș vinde pe asta, pot să cumpăr aproximativ 2 de-astea, aproximativ. Și mi-aș scoate cheltuiala ăla. Ținând cont că nu prea avem ce face, o să văd șoferii mei unde sunt, unul e aici, unul e aici. Și altul, mai e vreunul? Rut 19, rut 11, rut 10, bun. Hai să continui noi o rută random. Da. Care e cea mai... Hai să luăm, nu știu. Nici nu știu ce rută aș putea să iau. Close. O, știu, hai să luăm o rută random. O luăm pe asta, cred. Trebuie să deblocăm stația aia principală și na, ne trebuie mulți bănuți. Avem nevoie de 3 autobuze. Ceea ce înseamnă mulți bani. 360.000 de... Coco, dacă nu mă înșel. Hai să deschidem ușile astea. Aia din spate nu e deschisă. Ținem luminile, le aprindem partea de la pasageri. Tragem frâna, limitatorul e pus. Hai să ne încadrăm în trafic. Poate prind și o verdele ăsta. Să nu mai stăm la roșu. Aici am cedează, deci cam da. Ok, am cedat lui băiatul. Și aici mă cedează. Liber. Ne bagă pe aici pe tot felul de străduțe înguste. Uite-l și pe asta cum s-a băgat. Îl înțelegem totuși. Acum, dacă n-ai mai frânat la refuz, e ceva în fața lui, cred, nu? Nu. Ba da, e o mașină. Am scăpat de ăla. Acum hai să vedem unde e stația noastră. Nu prea îmi plac mie străduțele astea mici. Mai ales când e să virăm, pentru că poate lovim ceva parcat. Și, na, nu e cel mai recomandat. Uite aici, de exemplu, dacă îi loveam pe ăștia. Era aiurea.
Aici nu-mi dau seama dacă merg în față, e bine, nu? Da. Și aici am eu un semafor la care vom sta. Stai, mă. Și ne vom încadra corect. Trebuie să o iau mai prin dreapta, pentru că pe acolo e sensul de mers aici pentru ăștia care vin din fața mea. Face și la noi verde s-a făcut. Trebuie să o luăm așa cumva. Mă bag și eu aici. Rapid. Pieton în stație. Am niște probleme cu gâtul și cu chestii zilele astea. Săptămânal, două, bun. Tu vrei bilet, nu vrei bilet. Ăla blochează ușile și nu... Și nu e bine. O luăm aici că nu facem dreapta. Dacă facem dreapta ne încadram pe banda corespunzătoare. Prin și-o verdele astea trebuie să-l prind. Nu prea-mi plac mie semafoarele astea când se fac roșii, uite, de exemplu ăsta. E nasol, că trebuie să stai. Mult. Dar na. Ia și te ascultă muzică gălăgioasă, stai mă. Care ești, mă? Oh, I am sorry. Să mă dau mai așa să văd și eu semaforul ăla. Nu pot să-l văd. Gata, e verde. E perfect. Ne băgăm în stație. Ce faceți, mă, nebunilor? Ăștia intră, nu cer bilete. Senior, hai că vreau să-i și verific acum. Să-i jupuim de bani dacă n-au bilet. Uite, am mai făcut niște bani în plus. Orice bani e binevenit. Mă lași? Mersi dacă mă lași. Fisher's Ground. Hai să-i dăm. Ăsta nu știu face dreapta aici. Noi oprim în stație. Și vreau să mai verific pasagerii ăștia care intră. Uite, tu vrei bilet, e ok. Păi zi normal și unul. Ok, e perfect dacă vrei cât mai multe. Îi dăm 2. Uite, și toți au cumpărat bilet. Acum ar fi momentul pentru sărbătoare națională. Mai fac și eu niște bănuți. Să ne băgăm noi așa. Oprim aici. Hai, boss. Să ducem în față, eu fac stânga. Mergem și noi tot în față. Și na, cred că mai avem misiunile astea care sunt destul de complicate. Și încă o serie și cred că terminăm jocul. Ceea ce e ok. Chiar vreau să văd finalul. Adică, ce se întâmplă? Devin cel mai bun șofer de autobuz? Oh, shit, groapă. Not good. Not good at all. Limita pe aici 70, dar na, noi ținem 69, aparent. Bine, noi, limitatorul de viteză. Că noi nu ținem nimic. Nu știu ce... Bă, semnalizare în ultima secundă, mă. Du-te de aici, de idiot. A, groapa mătii. El semnalizează când virează, mă. Altă groapă, băga mie ceva în ele de grop, frate.
Ok. Putem să ne încadrăm. Ieșirea. Ăla recedează. Aici trebuie să facem stânga. Nu știu de unde se aude muzica asta. Dar lăsa în față, nu? Ce chestie. Nu e interesant gândit sistemul să poți să auzi, opa, muzica de la alți șoferi. Oh, thank God. I managed to catch the bus. Asta a prins autobuzul, na. Dar nu știe dacă e autobuzul bun. Perfect. Nici eu nu știu dacă e autobuzul bun, ce să zic. Depinde unde vrei să ajungi și de unde vii. Tu faci dreapta. Perfect. Am luat-o în față. Stați aici. West Spoke. Ăștia intră în autobuz. Păi mai verific așa random. Hold on. Where? Of course. Here you go. I already showed here. Da, au toți. Ăștia vor bile, nu? Week regular 1, bun. One ticket, please. Vrea pe zi băiatul. Thank you. Ok. Și asta e ultima stație, nu înțeleg bine. Ăștia mai mult au lăsat bile de la. Ah, morții mătii. Bă, deci frânele astea nu țin deloc. Trebuie să frânez de la Dumnezeu, știe de când. Ba, cu traficul în jocul ăsta e făcut să respecte foarte mult regulile. Dacă ar fi realistic, s-ar băga băieții mei pe cine știe unde. Am forțat intrarea chestii. N-ar fi așa de lejer. Hai, toată lumea în jos. Place că am descoperit chestia asta. Hai, luați-o pe spate pe acolo. Ieși și tu, tătăiță. Închidem și noi ușile astea. Somebody drop garbage. Lasă că îl curăț la garaj. Nu-i problemă. Sărani mulți. Care aruncă gunoaie. Ce aruncă gunoaie, frate, într-un autobuz? N-ai tomberon? O bune? For God's sake. Folosiți tomberonul, oameni buni. Și nu e numai într-un joc asta, că se fac și în viața reală chestii de genul. Ok. Așteptăm să deschidă aia. O să o iau așa. Cum n-ai bani zgâria, nu știu, în fine. Luăm gunoiul. Trip Terminated Advanced Garage. Ok, nu asta e problema. 138.000. Hai să mergem să mai cumpărăm un autobuz. Și mai... Aș putea să mai angajez oameni, oare? Profesionale, uite băieți. Was just... De ce este no bus driving experience at all? În ele professional. În fine, oricum băieți, sper că v-a plăcut episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa.